În dimineața aceasta vom continua să, să, mergem în epistola lui Pavel către Efeseni și pasajul la care vom privi astăzi îndreaptă atenția noastră de data aceasta asupra a ceea ce se petrece în familiile noastre. Așa cum am spus și în rugăciunea de din, dinainte, Cuvântul lui Dumnezeu este pătrunzător. Mesajul acesta al Evangheliei nu pătrunde doar în comportamentul nostru în gândirea noastră, în vorbirea noastră, ci în dimineața aceasta vom vedea că mesajul Evangheliei trebuie să transforme inclusiv și felul în care ne raportăm unii față de alții, ca și soți și soții. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom vedea data viitoare și poate cei dintre noi care, încă nu, care nu sunt căsătoriți, vom vedea că responsabilitățile în familie, pe care le au copiii față de părinți, și acelea sunt impactate de, de Evanghelie. Însă, până atunci, în dimineața aceasta, ne vom concentra privirea asupra rolurilor pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru fiecare dintre noi, ca și soți și ca și soții, sau ca și viitor soți și viitoare soții. Adevărul este că societatea în care trăim astăzi, rolurile dictate de Dumnezeu au fost de mult abandonate. De multe ori sunt amestecate. Așa încât există o mare confuzie în, în, între aceste roluri, sau chiar ajung să fie literalmente inversate. Există o răzvrătire deschisă și directă împotriva ordinii care a fost instituită de Creator în momentul creației. Există o ostilitate profundă față de această idee a căsniciei în sine și față de rolurile acelea pe care oamenii le numesc tradiționale în, în, familie. Însă ceea ce oamenii numesc tradițional, noi cu, cu voi, noi cei care suntem copii al lui Dumnezeu, numim biblic, fiindcă o nouă tradiție omenească a instituit aceste, aceste roluri, a, ci însuși Dumnezeu este cel care a ordonat felul în care familia trebuie să arate în Sfânta Scriptură. Femeile din lumea aceasta sunt afectate de felul în care lumea gândește, și um, sunt, sunt de multe ori, inclusiv femeile creștine, ajung de multe ori să creadă acea minciună care li se servește, fie direct, fie mai, mai subtil, uh, din partea mișcării feministe. Această mișcare, care are în mod expres ca și scop declarat uh, să distrugă instituția familiei, fiindcă această instituție, spun ele a fost creată ca să opreseze, să le opreseze pe, pe femei. Iar pentru a, a, a se elibera din, din, din această, de sub această opresiune, ele trebuie să scape, cum pot, din, acest, din această capcană numită familie. Însă nu doar femeile, și inclusiv femeile creștine, nu doar ele sunt afectate de, Felul în care lumea gândește. Nu doar ele sunt tentate să-și abandoneze rolul dat lor de Creator și să-și asume un altul, ci aceeași problemă se vede foarte bine, foarte clar, și în rândul bărbaților creștini. De aceea, de multe ori, în familiile creștine, pentru că nu există o înțelegere corectă a rolului pe care îl are bărbatul în familie, ai două extreme pe care poți să le vezi foarte ușor. Pe de o parte, ai bărbați care nu știu să facă nimic altceva decât să dea ordine, să bată cu pumnul în masă, să se bată cu pumnul în piept, să-și impună autoritatea într-un mod violent, într-un mod deosebit de, de impunător și abuziv. Iar pe de altă parte, ai bărbați care își abandonează rolul într-un alt fel. Ai bărbați care seamănă mai mult cu niște legume în familia lor. Bărbați care nu, a, nu arată niciodată nicio inițiativă, nu-și asumă rolul acesta de conducător al familiei, ci mai degrabă întotdeauna așteaptă ordine, așteaptă direcții și își asumă o poziție foarte convenabilă, aș spune, în, în familie. Convenabilă poate pentru termen scurt, dar deloc convenabilă pentru momentul în care vom sta fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală de felul în care ne-am achitat de aceste roluri. Așa cum spuneam, textul din dimineața aceasta, cu adevărat, se adresează în mod primar celor căsătoriți, celor care au format deja o familie. Însă, aceste instrucțiuni pe care le vedem așezate în textul din dimineața aceasta sunt relevante și pentru cei care încă nu au o căsnicie, care nu sunt încă căsătoriți. Aș putea spune că, cu excepția celor care au darul celibatului și știu că sunt deosebit de rari acești, acești oameni, restul, dintre, restul tinerilor necăsătoriți vor beneficia enorm dacă vor lua aminte și își vor însuși ceea ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la rolurile fiecăruia dintre, dintre ei în, din, în familie. Totodată, familiarizarea cu aceste roluri dacă ești necăsătorit, îți va arăta direcția în care ar trebui să, să crești. Ce ar trebui să, să apară mai mult și mai mult în viața ta? Să existe mai mult și mai mult în viața ta? Care sunt acele direcții în care ar trebui să crești? Ce, ce trebuie să urmărești în același timp la fata cu care ai dori să te căsătorești sau la bărbatul care vrei să te ceară în căsătorie? Există prea mulți oameni care... Ajung să afle aceste adevăruri prea târziu, și ca și rezultat, pentru că nu au înțeles planul lui Dumnezeu, pentru, pentru căsnicia lor, pentru familiile lor, ajung în pragul unui dezastru colosal. Dezastru care se numește divorț. Statistica la, la, la acest um, capitol este una cu adevărat dezastruoasă, una deosebit de descurajantă. Și ne spun că, atât în România, cât și în afara ei, rata divorțurilor este de, de, de practic de 1 la 2. Din, din două căsătorii, din, din fiecare a doua familie, ajunge până la urmă să sfârșească cu divorț. Și totuși, chiar dacă a, ești celibatar sau chiar dacă, chiar și pentru văduri și văduve, în textul din dimineața aceasta există hrană spirituală. Pentru că El readuce în fața noastră acea imagine a Mântuitorului nostru scump. Și readuce înaintea ochilor noștri lucrarea pe care acesta a făcut-o pentru Biserica Sa. El ne arată autoritatea și în același timp și dragostea jertfitoare a Mântuitorului nostru. De aceea ne putem hrăni cu toții din acest text. Vă aduc aminte că data viitoare, dat data trecută, am pornit următoarea secțiune din, secțiunea precedentă din această epistolă și îndemnul central al, al textului de data trecută a fost acela de a trăi o viață în plinătatea Duhului Sfânt. Să trăim o viață umplută de Duhul Sfânt. Iar ca și parte a acestei aceste manifestări a plinătății Duhului și în același timp ca uh, mijloace ale umplerii cu Duhul Sfânt, Pavel a listat câteva acțiuni, câteva lucruri pe care le, le putem face sau ar trebui să, să existe în viața noastră dacă trăim umpluți de Duhul Sfânt. Ne-am ne -am amintit atunci că cei care sunt plini de Duh se vor închina. Vor cânta împreună, adunați fiind împreună, vor cânta unii altora din toată inima Domnului și uh, ei vor păstra această adorare, vor exprima, vor exprima această adorare atât în privat cât și în public. Nu o vor păstra doar pentru, pentru locul lor în cămeruța lor, ci vor, o vor exprima inclusiv atunci când sunt adunați împreună. Am văzut de asemenea că cei ce sunt plini de Duhul vor exprima mulțumirea lor la adresa Tatălui, și atât de frumos a fost să văd în dimineața aceasta felul în care i-am mulțumit împreună lui Dumnezeu. Sper că această atitudine de mulțumire v-a umplut și vouă inima. Și în același timp, ultimul aspect pe care l-a listat Pavel acolo ca, ca, ca manifestare a plinătății Duhului și în același timp ca mijloc al umplerii cu Duhul Sfânt, a fost supunerea reciprocă. Atunci când a spus în, în versetul 21, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. Ceea ce ne am învățat, ceea ce am privit, data, ce am înțeles data trecută, este că această supunere trebuie să fie motivată de reverența noastră față de Hristos, de dragostea noastră față de Mântuitorul nostru. De aceea, acum, când privim la următoare, la următoare secțiune, la felul în care ar trebui să se supună soția soțului și la celelalte aspecte pe care le vom vedea, ne aducem aminte că acestea trebuie să fie guvernate de reverența noastră față de Hristos Acum este adevărat că există un sens Privind exclusiv la versetul 21 Trebuie să ne amintim că există un sens În care cu adevărat toți credincioșii Ar trebui, ar trebui să, fim, să fim caracterizați De o atitudine de supunere reciprocă fiecare dintre noi ar trebui, așa cum ne spune Pavel altă dată, în Filipeni 2 cu 3, ar trebui să nu facem nimic din duc de ceartă sau din, din, slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare ar trebui să-l privească pe altul mai presus de el însuși. Apoi spune, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. În acest sens, da, putem spune că fiecare credincios Trebuie să fie supus unui altor. Că există un fel de supunere reciprocă între toți credincioșii. Însă, în același timp, trebuie să fim foarte atenți la felul în care interpretăm acest verset, versetul 21. De ce? Pentru că au fost unii care au văzut sintagma aceasta: Supuneți-vă unii altora și au importat-o în familie, afirmând că sau concluzionând că. Bărbații ar trebui să se supună soțiilor lor, la fel cum soțiile ar trebui să se supună bărbatului. Și astfel, practic, concluzionând în felul acesta, ei au anulat în mod efectiv toată învățătura care urmează mai jos despre diferențele dintre aceste două roluri. Această supunere unii față de alții. Va fi definită și ilustrată foarte clar în pasajul următor, în text, în, în următoarele versete, pornind, în primul rând, de la relația dintre soț și soție. În dimineața aceasta, ceea ce mi-am propus să fac este ca să parcurgem mai întâi, să privim mai întâi la care ar trebui să fie rolul soției în, în relația din, din familie, iar data viitoare, poate partea mai grea pentru noi bărbații. O păstrăm pentru duminica viitoare. Recunosc că preferința mea ar fi fost ca mai întâi să vorbesc despre sarcina noastră. Poate, poate că așa ar fi mai corect, mai, mai etic. Mai întâi să mă uit la bârna din ochiul meu și apoi să vorbesc despre, despre um, paiul din, din, din ochiul uh, altora. Totuși, pentru că textul le așează în ordinea aceasta, le vom lua și noi în această ordine. Așadar, în, în, în dimineața aceasta, de la versetul 22 până la versetul 24, privim la rolul pe care îl are soția în familie. Acest rol este afirmat, în primul rând, în versetul 22, atunci când Pavel afirmă porunca supunerii nevestelor. Versetul 22. Nevestelor: Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ceea ce trebuie să facem atunci când privim la o poruncă de felul acesta este să clarificăm la ce anume se referă această poruncă și la ce nu se referă. Pentru că inclusiv aceasta poate fi înțeleasă greșit, porunca aceasta poate fi abuzată în, în multiple feluri. Este de remarcat faptul că atunci când privim în original, în original la acest verset, vom observa un lucru deosebit de uh, interesant, și anume că ver verbul a te supune lipsește din acest text. În original, el este importat din, din versetul 21, din versetul imediat anterior, unde s-a vorbit despre supunerea reciprocă. Totuși, termenul în sine, în limba greacă înseamnă o subordonare benevolă, o subordonare de bunăvoie, asemenea acelei supuneri care are loc în cadrul militar. Atunci când un soldat se supune un, unui superior în, în rang. Și chiar dacă în acest verset. Verbul supunerii lipsește, totuși învățătura Scripturii cu privire la rolul soției de a se supune soțului ei este deosebit de clară și trasată tranșant în alte pasaje din Noul Testament. De exemplu, pasajul paralel din Colosien 3 cu 18 spune Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Și în acest caz, verbul este 100% prezent acolo. Deci, dar însă ce nu înseamnă, ce nu înseamnă, la ce nu se referă această, această poruncă? Cu siguranță această poruncă, chemarea soților de a se supune soților, soților lor, nu indică o valoare inferioară sau o, o diferență în esență. Nu indică cumva ide, nici de cum ideea că soțiile ar fi un, un, un al doilea sort de om, un, un om inferior. La fel cum atunci când Scriptura afirmă supunerea lui Hristos față de Tatăl, nu, acest lucru nu înseamnă că El este un, 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 este mai puțin Dumnezeu. Tot așa atunci când soțiile se supun soților lor, nu înseamnă prin aceasta. Sau sunt chemate, atunci când sunt chemate să se supună, nu înseamnă prin aceasta că ele sunt mai, puțin, mai puțin oameni sau niște oameni de soiul al doilea. În același timp, nu înseamnă o supunere față de toți bărbații sau față de orice bărbat. Relația avută în vedere de Pavel aici este acea relație specială între soțul și soția între un soț și o soție atunci când Pavel spune fiți supuse bărbaților voștri, ne arată prin aceasta că atitudinea aceasta de, de supunere este limitată la cadrul soției, de aceea nu orice bărbat poate pretinde din partea oricărei femei atitudinea aceasta de supunere Totodată este important să ne amintim că aceasta, în special pentru cei care nu sunt căsătoriți, să ne amintim că această poruncă dată aici nu, nu implică supunerea față de prietenul tău sau nu îți dă dreptul să ceri prietenii tale pe care o curtezi, poate încă. Uh, nu îți dă dreptul ca să ceri o asemenea supunere. Nu, o, 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 o tânără fată care încă nu este căsătorită cu soțul ei nu are datoria să se supună prietenului care încă o, o curtează. Asta înseamnă că. Soț, însă ce înseamnă această poruncă? Aceasta înseamnă că atunci când că, că soțiile trebuie să se raporteze față de soții lor Într-un mod care să arate cât se poate de clar Că, că, acestea, că soțiile nu afirmă sau uh, nu își asumă nici de cum rolul de conducător în familiile lor Ci din contra, prin conduita lor, prin vorbire, prin atitudine Ele reflectă foarte clar faptul că în familia lor acest rol, rolul de conducător, este rezervat exclusiv soțului. Acum, odată ce am privit relativ da, rapid asupra acestei porunci, mi-am propus în dimineața aceasta să, să parcurgem o serie de observații cu privire la această poruncă și la felul în care ea se aplică în, în familia noastră. Vom vedea în acest text că există o, o, manieră a acestei supuneri, există un mod în care aceasta ar trebui să fie, să fie aplicată. Apoi vom vedea că, că există niște margini ale, ale acestei supunere. Există în același timp un motiv și un model care ne este relatat în aceste scurte câteva versete. Iar, iar împreună cu acestea, textul ne prezintă în final și o miză mai mare a supunerii soției față de, față de soț. Vă propun ca în timpul care ne rămâne acum să, să parcurgem fiecare din aceste, aceste lucruri și să le luăm pe rând și să vedem, în primul rând, care este acel mod în care ar trebui să se supună soțiile, care este maniera supunerii. Textul ne spune în versetul 22 că nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor, cum? Ca Domnului. Aceasta ne învață că există o, o relație o legătură codependentă între supunerea de care dă dovadă o soție față de Hristos și supunerea de care va da dovadă în relația față de soțul, față de soțul ei. Această relație, relația ta ca și soție, relația ta cu Domnul, ea trebuie și în același timp chiar va, se va reflecta în relația cu soțul tău. Spun trebuie, spun că trebuie să se reflecte pentru că a, Felul în care te supui Domnului va afecta felul în care te supui față, față de Soțul tău. Dacă ai înțeles clar porunca din partea lui Dumnezeu de a-ți asuma rolul acesta de supunere și îți dorești ca să asculți de Dumnezeu, supunerea ta față de Dumnezeu va motiva supunerea ta la rândul la rândul tău față de, de Soțul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și în același timp, ea va, această, această relație cu, cu Hristos va reflecta modul în care. Va arăta relația ta cu, cu soțul tău. Pentru că refuzul de a te supune Domnului, în primul rând, Domnului, în diverse aspecte ale vieții tale, poate în alte lucruri mai mărunte decât relația cu soțul tău, refuzul sau ezitarea de a te supune soțului va, va, va fi demonstrată încă mai vizibil și încă mai puternic în momentul în care vei fi așezat în, în relația de căsătorie. Nesupunerea în lucrurile mici față de Dumnezeu va rezulta mai târziu într-o nesupunere mai mare. Pentru că supunerea față de soț nu este un lucru ușor. Supunerea față de soț, păcă, păcătoși și căzuți încă în, în de partea ceasta a veșniciei nu este un lucru deloc ușor. Acum, dacă nu ești căsătorită încă, asta ar trebui să, 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 sune un, să, să, să pornească un semn de alarmă în mintea ta și să-ți amintească că nu ai timp de pierdut. Că ești responsabilă ca și, ca și, tânără femeie sau ca și tânără fată să cultivi relația ta cu, cu, Domnul, să cauți să fii supusă lui în toate lucrurile, așa încât atunci când vei ajunge în căsătorie, acolo să, să dovedești încă o dată și acolo că ești supusă lui Dumnezeu. Dacă nu ai încă un soț, amintește-ți că ai părinți și ești dator sau datoare să dovedești ascultarea față de, ești datoare să dovedești ascultarea în primul rând față de ei. Învață-te să, să te supui și să dovedești respect față de tatăl tău, față de mamă ta, față de acele persoane care sunt autoritate în viața ta, pe care Dumnezeu le-a le le așezat acolo. În același timp, caută surori mai mari, care sunt deja căsătorite, la care se de la care să poți învăța ce înseamnă supunerea biblică. Să le poți privi, să poți privi la ele ca la, ca la un model și să înveți de la ele. Tot așa, dacă ești tânăr, necăsătorit încă, atunci când te gândești, când evaluezi, da, cu care fată aș vrea să mă căsătoresc, caută acea fată care demonstrează deja supunerea față de autoritățile din, din viața ei. Caută acea fată care este supusă lui Dumnezeu și demonstrează această supunere în relații față de autoritățile pe care Dumnezeu le-a așezat în viața ei. Puneți întrebarea cum este ea supusă față de, față de părinții ei. Cum este supusă față de prezbiterii din Biserică? Cum este supusă poate față de profesorii sau alți oameni care sunt așezați ca și autoritate asupra asupra ei? Apoi, de ce soția trebuie să se supună soțul ei în această manieră, ca, ca Domnului? Textul ne dă motivul și ne spune pentru că El este capul, versetul 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii. El, mântuitorul trupului. Este bine să observăm că atunci când Pavel vorbește despre aceste roluri dintre a bărbatului și a soției, el ancorează diferența dintre aceste roluri în relația pe care o are Hristos cu Biserica. El nu împrumută pur și simplu din cultura greco-romană conceptul acesta de cap al familiei și îl aplică acum aici, în, în cadrul Familiei Creștine. Nu, ci mai degrabă invers, mai degrabă face un totul altceva. Vom vedea că abordarea lui Pavel față de rolurile în familie, datorită faptului că este ancorată în lucrarea lui Hristos, ea de fapt răstoarnă tiparul cultural obișnuit și cere soțului o conducere slujitoare, o conducere sacrificială, lucru care nu era deloc specific culturii din vremea aceeași sau din vremea noastră. Motivul supunerii, deci, este faptul că bărbatul este capul nevestei. Și întrebarea este ce înseamnă aceasta. În primul rând, această idee de cap al, al familiei, de cap al nevestei, presupune ideea de autoritate. Și este adevărat că mișcarea feministă, inclusiv evanghelică, da? există creștini, evanghelici, da? care totuși aderă la această mișcare, mișcare feministă. Și aceștia au căutat, au căutat în, în anii trecuți să, să inspire în femei ideea aceasta că termenul de cap pe care Pavel îl folosește aici se referă nu la autoritate, ci se referă mai degrabă la origine sau la sursa din care a provenit femeia. Făcând referință cumva la, la Geneza, capitolul 2, arătând că, uite, Eva a fost luată din bărbat, ea este capul lui, în sensul în care de acolo provine. Și în felul acesta au încercat să, 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 să elimine conceptul acesta de autoritate cu care este încărcat termenul de, de, cap. Însă în 1985 Wayne Grudem a făcut o, o, cercetare foarte amplă acestui termen în limba greacă Cercetare care s-a extins nu doar asupra paginilor Noului Testament și a Vechiului Testament, ci o cercetare care a cuprins inclusiv literatura greacă din, perioada, din, din primele secole și a concluzionat cât se poate de clar. Că atunci când scriptura, când, oameni, când oamenii obișnuiți, când folosesc terminul de cap într-un mod metaforic, întotdeauna aceasta include în ea și ideea de autoritate. Același rol de conducător sau de cap al familiei cunoaștem din scripturi că i-a fost atribuit lui Adam în grădina Eden. Rol pe care acesta mai târziu a falimentat să-l să împlinească. Totuși, deși el a falimentat, înțelegem că acest rol i-a fost, fost dat inițial încă dinainte de, de cădere Lucru care ne este confirmat în primul rând prin faptul că bărbatul a fost creat primul Și în 1 Corinteni, capitolul 11, atunci când Pavel a, a deschide același subiect al autorității bărbatului a, a, Constituie un argument pentru, pentru Pavel această ordine a, a creației este unul din argumentele pe care Pavel îl invocă pentru a susține rolul de cap al familiei. Care, rol care este rezervat, rezervat exclusiv bărbatului. Apoi, într-al doilea rând, acest, această, faptul că autoritatea bărbatului era un lucru specific încă dinainte de cădere. O vedem și din faptul că din bărbat a și pentru bărbat, ca ajutor potrivit pentru bărbat, a fost creată femeia și nu invers. De asemenea, Pavel va face referință la același argument. În, în 1 Corinteni, capitolul 11. Apoi, într-al treilea rând, această autoritate pe care bărbatul o are, o vedem în, în faptul că acesta este că, că el este cel care îi dă nume femeii. Și nu îi dă nume odată, ci o numește chiar de două ori. Acesta era unul din modurile în care se exprima autoritatea. Adam și-a exprimat autoritatea față de, creat, față de animalele create, dându-le nume fiecăruia, și același, lume, același lucru l-a făcut atunci când bărbatul a fost adus pentru prima dată în ochii femeii și i-a dat numele de femeie pentru că a fost luată din coasta bărbatului. Și acum, deși i-a fost încredințat acest rol prin creație, totuși Scriptura ne învață că Adam a abandonat acest, acest rol, iar consecința a fost, a fost căderea în păcat a întregii umanități o parte a acestui blestem, care a venit mai târziu, în capitolul 3 din Geneza, Dumnezeu pronunță una dintre consecințele acestui blestem și spune în Geneza 3 cu 16. Dorințele tale, îi spune femeii, dorințele tale vor ține de bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Din momentul acela, în întreaga omenire, în toate familiile care au urmat după aceasta, s-a desfășurat un, un război al sexelor, care continuă până astăzi și care de foarte multe ori, din păcate, este încă prezent, se poartă încă, inclusiv și în familiile creștine. Această dorință a soțiilor după bărbații lor nu este o dorință după intimitatea, după, după intimitatea fizică. Pentru că această dorință după intimitate a existat și până la cădere. Înțelegem că nu la aceasta se referă expresia. Deci nu este o consecință a căderii, Mai mult ca atât, dacă i-ați întrebat pe bărbații voștri, v-ar spune cu siguranță că asta nu sună nici de cum a fi un blestem. Ci dorința aceasta, după bărbatul tău, se referă la dorința soției de a, de a uzurpa conducerea bărbatului, de a-l controla, de a-și asuma un rol care nu îi aparține, într-un mod care este păcătos înaintea Domnului. Împreună cu această dorință păcătoasă, Blestemul rostit de Dumnezeu conține și răspunsul pe care bărbatul îl va, îl, va, îl va avea, și anume că el va stăpâni peste tine. Înțelegem din aceasta că, în lumina faptului că autoritatea bărbatului a fost instaurată și înainte de, de cădere, înțelegem că nu este doar o consecință. Exercitarea autorității bărbatului asupra femeii nu este pur și simplu o consecință a căderii, și nu este lucrul la care se referă aici textul. Ci, atunci când, ci asta ne învață că atunci când femeia va încerca să stăpânească peste bărbat, când ea va încerca să uzurpeze conducerea lui, când ea, când ea va încerca să-și asume rolul acesta care nu este rezervat ei, răspunsul bărbatului va fi să o domine într-un mod păcătos. Și lucrul acesta s-a întâmplat în istorie, în nenumărate feluri. Și continuă adesea să se întâmple și astăzi, inclusiv și în familiile creștine. Înțelegem că autoritatea în sine a, a bărbatului asupra femeii nu este consecința bărbatului, fiindcă ea era prezentă și înainte de cădere. Însă ceea ce apare după cădere este modul păcătos în care această autoritate va fi impusă, va fi exercitată atunci când femeia va încerca să, să preia controlul Asupra bărbatului. Această pornire păcătoasă de a, de a domina bărbatul în familie este exprimată de foarte multe ori între femei, în cuvinte de genul da, bărbatul este capul, dar femeia este gâtul. Și acolo unde vrea gâtul să întoarcă, acolo capul întoarce. Uneori poți vedea chiar pe surori glumind între ele, aruncându-se, dar parcă, parcă încurajându-se una pe alta cu, cu cuvintele acestea. Mai vezi dând din ochi, așa, da? Ca și cum lasă că. Știm noi cum lucrurile stau, de fapt. Știm noi cum, cum trebuie făcute. Știm noi acolo niște secrete sau, sau niște pârghii ca să, să facem capul să să întoarcă acolo unde ne dorim noi. Aceste pârghii sunt. De foarte multe ori, cu adevărat, puse în aplicare, sunt puse în funcțiune și sunt, sunt aplicate într-un mod extrem de păcătos. Printre acestea se, se cuprinde, de exemplu, manipularea emoțională. Sau, efectiv, încăpățânarea. Pur și simplu, încăpățânarea. Îți spune soțul, uite, nu facem așa. Sau, hai să facem cu tare sau cu tare lucruri. Și tu spui, nu, nu vreau, nu voi face. Că, până la urmă, ce are el să-ți facă ție? Ce pârghii are soțul ca să, te facă să te supui? Dacă e soț creștin, nu își va permite el să, da, să ridice mâna sau să, 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 facă ceva de genul acesta. Însă nu doar manipularea emoțională și încăpăținarea efectivă este una din acele pârghii pe care femeile le folosesc de multe ori ca să, să întoarcă capul în direcția în care vor ele. Și de multe ori manipularea sexuală este un alt, o altă pârghie care se pune foarte des în aplicare. Așa încât principiul acela al Bibliei, conform căruia nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, care este valabil și invers, tot, tot, tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci nevasta. Acest principiu ajunge să fie aruncat undeva pe geam. Și expresii de felul acesta, dacă stăm să medităm asupra ce ce spunem în momentul în care îmbrățișăm asemenea concepte. Sunt nu doar, nu doar, o prostie, dar sunt, am putea spune, o, o ofensă grozavă, strașnică la, la, adresa lui Dumnezeu. Când te gândești mai ales la modelul supunerii care este arătat în acest text, modelul dintre biserică și Hristos, de aceea această manipulare de orice natură, în orice, în orice nuanță, în orice culoare n-ar apărea ea. Prin orice fel de instrumente, fie că e vorba de manipulare emoțională, fie că e vorba de încăpățânare, fie că e vorba de manipulare sexuală, toate aceste lucruri trebuie să dispară din familiile creștine. Ele nu-și au locul în familiile creștine. Vom învăța, ca și noi, bărbații, vom învăța data viitoare că această autoritate de cap, da, ea presupune autoritate, dar presupune și mai mult decât atât. Atunci când Hristos este capul bisericii, da, asta presupune faptul că el are autoritatea de a spune bisericii ce trebuie să facă, cum să facă, când să facă. Dar în același timp asta înseamnă că el implică faptul că el dă direcție bisericii și el o protejează, el slujește, el îngrijește de mireasa lui. Ori toate aceste domenii sunt domenii în care bărbații moderni falimentează într-un mod cât se poate de grav. Uneori nici nu te miri de faptul că femeile își, își caută să-și asume rolul de conduc, conducător în familie. Pentru că privești la unele familii și, și vezi, vezi acolo că conducerea efectiv lipsește. Bărbații nu-și asumă rolul acesta de cap. Și-au abandonat postul, la fel cum a făcut și Adam în, în Grădina Eden. Te uiți la bărbați și vezi de acolo nu există nicio direcție, nicio inițiativă, nicio protecție, nicio grijă față de soții. Și este normal ca răspunsul lor la un moment dat să fie ok. Nu conduci tu, voi, lua, voi prelua eu volanul. De aceea această descriere, această uh, ilustrare a rolului de, de cap vorbește nu doar surorile, nu, do, nu doar surorilor chemându-vă chemându la supunerea față de bărbații voștri, ci în același timp este, este un strigăt de trezire pentru noi, pentru bărbați, privitor la rolul acesta care ne-a fost încredințat de Dumnezeu și nouă. Această implicație majoră pentru noi, pentru bărbați, este că noi trebuie să, să fim cei care ne, ne conducem familiile. Avem de la Dumnezeu rolul acesta de, de conducător care ne s-a încredințat. Iar orice bărbat care renunță la acest rol, din oricare motive, este un bărbat care și-a abandonat mandatul divin pentru familia sa. Mandat dat de Dumnezeu însuși. Nu este de mirare că atunci când bărbatul își abandonează acest rol, soția caută să-l preia. Cum să, cum să se mai supună soția, soțul ei, atunci când din partea lui nu există inițiativă, nu există direcție, nu există conducere, ci mai degrabă invers. El este cel care așteaptă. Așteaptă să-i se spună ce să facă, așteaptă să-i se spună cum să facă, așteaptă viziune pentru familia lui, așteaptă direcție. Exact ca un copil care așteaptă ordine și directive de la, de la, de la mama sa. Bărbatul este căsătorit acum, doar că în loc să aștepte direcție de la părinți, de data aceasta se așează sub autoritatea soției și așteaptă directive de la, de la ea. Întrebarea este: cum stăm noi, fraților, la, la, acest, la acest capitol? Dacă ar fi să, să întreb pe fiecare din soțiile voastre, conduce soțul tău, își asumă soțul tău rolul de, rolul de conducător în, în familia voastră, ce ar spune soția ta? Există din partea lui, dacă le-aș întreba, există din partea lui direcție, inițiativă, o viziune pentru familie. Ce ar spune ele? Vom explora mai mult acest rol al, al bărbatului data viitoare, când vom privi în detaliu la modelul pe care Pavel îl șterne pentru noi în, în, în pasajul care urmează. Însă până atunci, trebuie să ținem minte că... Bărbații sunt cei care trebuie să conducă familiile lor. Ei trebuie să-și exercite rolul de conducător al familiei, la fel cum Hristos să-și exercită rolul de cap asupra bisericii. Apoi, cum trebuie să se supună soțiile? Iată modelul pe care Pavel îl lasă în versetul 24. El spune asta: Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele, să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și întrebarea naturală pe care ne-o punem. Privind la acest model, este cum anume se supune Biserica. Cum se supune Biserica lui Hristos? Dacă vom privi atent pe paginile Scripturii, vom vedea că această supunere este una, una, una voluntară, una benevolă. Nu este una silită. Hristos nu ne silește ca să-L iubim, nu ne silește ca, să, ca să, ca să, să, ne supunem noi. Da, El ne schimbă inima, ne schimbă dorințele, ne conduce într-un fel așa încât de bună voie, într-un mod voluntar, să ne supunem Lui. Din dragoste El, cu respect, cu reverență pentru El, care e cunoștință pentru lucrarea pe care El a făcut-o. El, Mântuitorul trupului. Apoi vom, observa, vom putea observa ușor că este o supunere bucuroasă. Și când spun bucuroasă, nu mă refer la faptul că întotdeauna uh, suntem, suntem, putem fi caracterizați de bucurie. Nu, trecem și prin circumstanțe grele. Trecem și prin încercări care nu neapărat ne, ne dau multă bucurie. Însă în același timp, biserica, înțelegem că nu se supune Domnului murmurând, permanent, da? bombănind așa una într-una. Da, fac ceea ce ne-a spus Hristos, dar în timp ce fac, voi, 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 voi fi voi, voi, mă voi opune cu fiecare fibră a existenței mele Domnului. Voi face ceea ce spune El, dar în atitudinea inimii mele. Și acolo trebuie să existe o bucurie, trebuie să existe o supunere. Este o supunere bucuroasă. Apoi, în același timp, observați, atunci când privim la relația dintre Biserică și Hristos, la, la fel în care Biserica se supune, înțelegem din aceasta că este o supunere care cere și care urmează direcția Domnului. Noi nu facem toate lucrurile din capul nostru, ci căutăm voia Domnului. La fel și soțiile ar trebui să caute voia și, și aprobarea soților lor. Noi căutăm să înțelegem ce este plăcut Domnului și ce nu este. Și atunci când am înțeles ce este plăcut, asta căutăm să facem. nu e așa? Acolo unde spune Domnul să mergem, acolo mergem. Ce spune Domnul să facem, a ce căutăm să facem și cum Domnul ne spune, așa căutăm să facem. Însă, în același timp, în, în realitate, și atât paginile Scripturii, cât și realitatea zilnică, ne amintește că această supunere a bisericii față de Hristos este în același timp o supunere imperfectă. Adevărul este că noi nu ascultăm în toate lucrurile așa cum, cum ar trebui. Noi nu suntem supuși lui Hristos în toate lucrurile așa cum, cum ar trebui. Și totuși, observați că Hristos rămâne în continuare capul bisericii. Dacă înțelegem lucrul acesta, asta înseamnă, fraților, că neascultarea soțiilor noastre, nesupunerea lor față de noi, față de direcția pe care o dăm, față de conducerea noastră, nu ne scutește pe noi de rolul pe care Dumnezeu ne-l-a dat ca și cap peste familie. Nu ne putem permite să, să, să dăm vina pe ele, pe cei că ele nu ascultă, că nu se supun și, drept rezultat, să ne abandonăm postul. E adevărat că este greu, este deosebit de greu să, să, să continui, să conduci familia, să încerci să, să o conduci atunci când ai impresia că vorbești în vânt, când, când ești desconsiderat. Dar aceasta nu poate deveni pentru noi o, o justificare pentru a ne abandona postul. Această supunere imperfectă a, a soției tale față de tine, ca și, ca și soț, este o, o amintire constantă a nesupunerii tale sau a supunerii tale imperfecte față de Hristos. De aceea, data viitoare, când, când te pominești că porți aceeași luptă cu soția ta, încercând să o faci să, să te urmeze, gândește-te că același lucru îl face și Hristos. gândește te la Hristos, la cum în harul și în, în dragostea ta, El, El îți vorbește în repetate rânduri, duminică de duminică, săptămână de săptămână, zi de zi, și te cheamă din nou și din nou la ascultare. Atunci când noi, fraților, când, când suntem răniți în, în, în onoarea noastră, în, poate în orgoliul nostru ca și, ca și cap ai, ai familiei, amintiți-vă, trebuie să ne amintim de felul în care neascultarea noastră rănește onoarea lui, lui Hristos. Cum nesupunerea ta față de voia Domnului este și aceasta o ofensă la adresa Lui? Dacă înțelegem aceste lucruri, Domnul va folosi, el, el poate și chiar va folosi această, inclusiv neascultarea soțiilor noastre sau neascultarea copiilor noștri, pentru a ne chema din nou și din nou la pocăință, pentru a ne sfinți. Însă, în același timp, privind la supunerea aceasta imperfectă a, a Bisericii, Surorilor, amintiți-vă că nu avem dreptul să facem din această supunere imperfectă a bisericii față de Hristos o justificare pentru nesupunerea voastră față de soții voștri. De ce? Pentru că la fel cum biserica este chemată și cu adevărat caută să fie supusă lui Hristos în toate lucrurile, în toate domeniile vieții, în toate aspectele ei, tot așa și soțiile sunt chemate să fie supuse în orice domeniu. Atunci când biserica păcătuiește și înțelege, și înțelege lucrul acesta, ce face biserica? Biserica se pucăiește, creștinii se pucăiesc și caută să dea dovadă de ascultare în toate domeniile vieții. Caută să crească în această supunere. De aceea, la fel cum biserica caută să fie supusă lui Hristos, Capul ei, în toate lucrurile, tot așa și soția trebuie să, să urmeze același, să urmărească același lucru. Acum, expresia aceasta, să fie supusă în, în toate lucrurile, a stârnit și, cred că încă stârnește, multe, multe întrebări în mintea, în mintea femeilor. De multe ori își pun această întrebare și zic, ok, ce înseamnă această expresie? Sau, sau ok, ca, care sunt marginile acestei supuneri? Sau supuneri, marginile supunerii biblice ale unei soții față față de soțul ei? Oare chiar trebuie în orice lucru, în toate lucrurile, să ascult? Și trebuie să înțelegem că, pentru că trăim încă în, în partea aceasta a, a veșniciei, pentru că nu am ajuns încă în glorie și încă suntem. Um, um, viața noastră încă este afectată de păcat. Înțelegem că soțiile noastre nu au a se supune unor soți perfecți, nu suntem noi capul bisericii, nu suntem noi perfecți la fel cum este capul bisericii, și de aceea vor exista lucruri. Cereri imperfecte sau vor rezista chiar, uneori chiar, lucruri păcătoase pe care soție, soțul poate să le ceară de la soțul ei. Și întrebarea este, trebuie soția să se supună acestora sau nu? Care sunt marginile biblice ale supunerii soției față de soțul ei? La ce se referă această expresie? În primul rând, trebuie să înțelegem că supunerea în toate lucrurile nu înseamnă categoric supunerea în acele lucruri, doar în acele lucruri în care sunteți de aceeași părere. Când, când, vedem expresia aceasta, lor fiți supuse în toate lucrurile. Asta ar trebui să lărgească orizontul supunerii noastre, supunerii voastre, la, inclusiv la acele domenii, sau în mod special la cele domenii din viața voastră, unde aveți tendința ca să neglijați această poruncă. De multe ori, soțiile spun, în situații în care sunt de aceeași părere cu soții lor, își doresc, de fapt, același lucru și îl întreabă pe soț, uite, vrei să facem așa sau vrei să facem așa? Mergem acolo sau mergem acolo? Și soțul spune, uite, vreau în parte aceea. Și soția, de fapt, tot acolo vrea. Tot același lucru vrea. Soția folosește ocazia aceasta ca să spun uite, vezi, bine, mă supun ție și facem așa cum vrei tu. Când, de fapt, în realitate, acolo nu poate fi vorba de supunere. Acesta nici nu este supunere. Asta, supunerea se manifestă atunci când, când, când părerile diferă, când soțul tău are o, o poziție diferită de ceea pe care o ai tu. În rest, acest, în aceste circunstanțe, nu putem vorbi despre o supunere uh, în general. În același timp, această idee a, a supunerii în toate lucrurile, trebuie să înțelegem că nu se referă categoric la absolut orice lucru pe care l-ar cere soțul. Atunci când ți se cere ceva, uh, ceva păcătos. Ceva ilegitim, ceva care încalcă conștiința ta formată de Cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul tău, ca și soție, ar trebui să fie același răspuns pe care l-a dat și Petru în Faptele Apostolilor 5 cu 29. Când el spune, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și totuși, felul în care este comunicat acest refuz. Trebuie să fie unul caracterizat de respect. Trebuie să fie unul care corespunde poruncii lui Pavel din concluzia acestui pasaj, din Efeseni 5 cu 33. Priviți la 5 cu 33. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Evident, nu este vorba despre o frică de aceea, de o spaimă, una care te paralizează. Dacă, dacă aceasta este frica care o ai față de bărbatul tău, există acolo o problemă. Probabil bărbatul nu-și asuma acea, acea, uh, acel rol în felul în care i-a fost prescris de Dumnezeu, chiar și în pasajul pe care îl vom studia data viitoare. Uh, dar trebuie să existe un respect față de soț. Chiar și atunci când părerile voastre diferă. Chiar și atunci când îi comunici dezacordul cu privire la ceea ce îți cere. Chiar și atunci când îți cere un lucru care, care nu este uh, după Cuvântul lui Dumnezeu. Îi poți comunica și adevărul este că îi poți comunica soțului tău lucrul acesta. Prin Harul lui Dumnezeu, datorită Duhului Sfânt care este în tine, poți exprima acest, acest dezacord într-un mod care totuși se comunice soțului. Că vreau să te respect, vreau să te urmez, te iubesc și vreau să ascult de tine. Dar în lucrul acesta am datoria să ascult mai mult de Dumnezeu decât, decât de tine. Nu pot asculta de tine în lucrul acesta. Aceasta trebuie să fie dispoziția permanentă în relația pe care o ai cu soțul tău. Ea trebuie să, soția trebuie să aibă respect, să aibă apreciere și susținere pentru conducerea soțului. S-ar putea ca tu chiar să uh, să faci ceea ce, ce îți spune soțul, dar este posibil ca la un moment dat această atitudine de respect totuși acolo să, să nu fie. E posibil ca tu să asculti de soțul tău și să faci ceea ce el te roagă sau ceea ce el îți spune. Însă în același timp, atitudinea cu care tu faci lucrul acesta să fie una de răzvrătire. Una, una care, care într-una se, se, se opune prin tot ceea ce vorbește, prin tot ceea ce gândește, prin tot ceea ce simte în inima ei se opune. De aceea trebuie să vegem ca ascultarea aceasta să nu fie doar una exterioară, ci și una interioară. O atitudine a inimii, una profundă de respect față de soțul pe care Dumnezeu l-a așezat peste tine. Iar atunci când există dezacord, când ți se cere ceva ce este greșit sau, sau ceva păcătos, trebuie să-i comunici lucrul acesta, tot așa, într-un mod plin de respect. Acum s-ar putea ca, ca aceste limite ale supunerii să fie cele mai des încălcate în acele relații în care soțiile au de face cu un soț necredincios. Și în aceste cazuri, Scriptura dă directive clare soțiilor. Cele dintre voi care aveți soți credincioși, gândiți-vă la, la implicațiile a ceea ce se spune aici. Dacă așa ar trebui soția să se raporteze față de un soț necredincios, cu cât mai mult voi care aveți frați în Domnul, care sunteți căsătoriți cu bărbați credincioși, ar trebui să vă supuneți lor. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6, spune așa, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, lucrul acesta este stabilit, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, și deci ei sunt necredincioși, ei nu ascultă cuvântul în sensul în care nu primesc mesajul Evangheliei, ei nu ascultă cuvântul, dacă ei nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Cum? Prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat, și în temere. Podoaba voastră, pentru a vă câștiga soțul, chiar și pe cel necredincios, și cu atât mai mult pe cel credincios, da? podoaba voastră, să nu fie podoaba de afară, care stă în, în împletirea părului, în, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hanilor. De multe ori femeile cu asta cred că își vor câștiga soțul. Ci să fie omul ascuns al inimii într-o curăție nepieritoare. Asta exterioară piere. Trec ani și piere. Aceasta interioară este neperitoare. Încurăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă așa trebuie să se supună soția față de un soț necredincios, cu atât mai mult o soție ar trebui să se supună față de soțul ei credincios. Justificarea aceasta sau obiecția aceasta, care de multe ori vine din, din partea soțiilor creștine față de soții lor, justificarea aceasta care spune, dar el nu este spiritual, el este imatur, el, el când o să fii și tu ca și Hristos, atunci o să mă supunție. Ea nu are, nu, 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 nu poate sta în fața adevărului, cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că chiar și dacă soțul este necredincios, ești chemat să supui lui, cu atât mai mult dacă este creștin. Acum, acestea. Limite, revenind înapoi la ideea de, de limite, de margini ale supunerii, ele au niște implicații și pentru noi, ca și bărbați. Aceste margini înseamnă că noi, bărbații, ca și cap ai familiei, nu ne putem permite să, să legăm conștiința soțiilor noastre cu ceva ce este împotriva scripturii. Este o implicație evidentă. Asta ne amintește din nou de responsabilitatea pe care o avem, ca și capa a familiei, de a conduce soțiile noastre în toate lucrurile după scripturi. S-ar putea ca acolo unde, unde surorile văd, uh, văd, privind la marginile acestei supune, văd o povară și zic, wow, în toate lucrurile trebuie să mă, să mă supun, văd acolo o povară. S-ar putea ca acolo unde ele văd o povară, noi, ca și bărbați, ca atare, să vedem cât de larg este. De, cât de cuprinzător este domeniul în care ar trebui să conducem. Noi, bărbații, conștientizăm, cât de, ar trebui să conștientizăm cât de vastă este responsabilitatea noastră, responsabilitatea pe care o purtăm. Pentru că vom da socoteală în fața Domnului de felul în care ne-am condus soțiile în toate lucrurile. Da. Și în final aș vrea să, vă, să, vă, să observăm care este miza miza mai mare a ascultării sau neascultării, acest, neasumării acestui rol al soției. Ce este în joc în, în toată această discuție? Privind la, 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 la acest text, nu putem să nu observăm că Dumnezeu a instituit familia, relația aceasta dintre soț și soție, având în vedere un scop mult mai mare. Și anume, scopul de a ilustra Poate, poate chiar cel mai glorios posibil, acel plan măreț care a existat dintotdeauna, care a existat încă înainte de, de veșnicii. Cea mai glorioasă realizare care a fost vreodată, cea mai glorioasă realizare care este astăzi și care va fi întotdeauna în istoria omenirii, este sau ar trebui să fie portretizată în relația aceasta dintre soț și soție. Relația aceasta dintre Hristos și biserica sa, planul acesta al răscumpărării, al mântuirii, a, a fost gândit de Dumnezeu a fi ilustrat în familie. Ceea ce Dumnezeu a hotărât dinainte de veșnicii ajunge mai târziu să fie ilustrat în creație și mai târziu să fie restaurat în, în familia creștină. Gândiți-vă că atunci când Scriptura descrie planul măreț al lui Dumnezeu de mântuire a bisericii. El nu îl descrie ca pe, ca pe un plan B, ca pe un răspuns la căderea omului, ca pe ceva improvizat din, din mers. Și ne spune mai degrabă, în 2 Timotei unul cu 9, ne spune așa. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărirea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Tot același adevăr asemănător l-am văzut și în Efeseni, capitolul 1, în versetul 4, atunci când a spus Pavel așa, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Acest plan al lui Dumnezeu a fost în mintea lui Dumnezeu dinainte de veșnicie și a fost ilustrat mai târziu în Creație. Iar astăzi, familia creștină trebuie să continue să ilustreze acest, acest adevăr. El a existat, planul acesta a existat din veșnicie și nu este ceva improvizat. De aceea, pentru că el trebuie să ilustreze acest, pentru că relația creștină trebuie să ilustreze acest plan. Ori de câte ori, tu ca și soție. Îți asumi mai degrabă rolul de conducător în familie, în locul rolul acesta de a te supune. Imaginea aceasta pe care Dumnezeu vrea să o arate prin familie este distorsionată. Tot așa, ori de câte ori, ca și soție, refuzi să te supui soțului tău sau, sau cauți cumva să, să, să demonstrezi nerespect față de soțul tău. Această imagine este distorsionată. Întrebarea pe care ar trebui să o luăm cu noi, astăzi, una dintre întrebările pe care aș, vrea să, care aș vrea să rămână în mintea noastră, este: Ce fel de imagine va prezenta familia fiecărui dintre noi? Soțiilor, cum stați la acest capitol cu supunerea? Este supunerea ta una voluntară? din reverență față de Hristos sau sau ai nevoie la fiecare două, trei zile să-ți aduc aminte soțul de versetul acesta? Este felul în care te raportezi la, la soțul tău în public, de exemplu, în, în adunare, în, în vizite, în, în părtășii? Este felul în care te raportezi la el o, o dovadă continuă de respect? S-ar putea că atunci când te gândești la felul în care te raportezi la soțul tău să spui păi da, parcă da. Dar dacă l-aș întreba pe soțul tău, cum s-ar simți el, ce ar spune el? Cum vorbești copiilor tăi despre soțul tău? S-ar putea ca acolo, atunci când soțul nu-i de față, sau față de copii, atunci când soțul greșește, acolo să existe, acolo să-ți acolo să vergi sufletul, acolo să-ți să vergi durerea și acolo să existe tot felul de expresii lipsite de respect la adresa tatălui lor. Sau gândește-te altfel. Surorilor care sunteți căsătorite de mai mult timp. Dacă ar fi ca, ca o soră mai tânără, poate necăsătorită, să privească în detaliu la viața ta din timpul săptămânii. La fel în care ti porți și vorbești cu soțul tău acasă, când el este, când el nu este. Ar putea acea soră să se uite la tine și să spună, uite, da, femeia aceasta este un bun exemplu pentru mine cum spune Pavel în, în, în Tit, capitolul 2, cei în vârstă să le învețe pe cele mai tinere să-și respecte soțul, să-și să iubească soțul, să fie supuse soților. Tot așa, te întreb, cât de activ oare te opui acestei ispite, pentru că ispita rămâne, acestei ispite de a prelua controlul. Te supui, aceste, te supui soțului tău sau, sau mai degrabă cauți în continuare cum să subminezi acest control al soțului tău. Cum te raportezi la... La momentele acelea în care soțul tău vine cu o inițiativă Parcă a pornit ceva, parcă, parcă spune uite Poate este o inițiativă spirituală, poate este de altă, de altă natură, poate este în alt domeniu Dar cum te raportezi la cele? Cauți să-l să apreciezi, cauți să-l susții, cauți să-l urmezi Sau mai degrabă invers, desconsideri, desprețuiești Și poate cel mai grav. Gândiți-vă așa. Atunci când soțul falimentează în vreuna din aceste inițiative, ce faci tu ca și soție? Cauți să-l susții știind că și așa și-a învățat lecția. Știind că și așa este, poate, este, o lecție dureroasă. De multe ori sunt lecții dureroase. Sau mai degrabă cauți, aștepți momentul acela. Aștepți momentul acela când, când va falimenta să-i spui, ha, ți-am spus,

Încă o dată te întreb, te supui sau mai degrabă cauți scuze? Și există multe scuze pe care femeile le invocă ca să nu se supună soțului. Una dintre cele mai, cele mai renumite, care de multe ori poate fi adus ca răspuns la acea încercare a soțului de a cita versetele acestea, amintindu-i soției că trebuie să se supună. Soțul spune, Biblia spune că trebuie să te supui mie și soția îi spune, că nu o să fii tu ca Hristos, atunci o să mă supun ție. Am văzut în dimineața aceasta că această, această, supunere nu este condiționată de spiritualitatea soțului tău. O altă obiecție de multe ori este, măi, dar el nu are studii, el, omul ăsta nu-i nu, -i, nu -i priceput, el nu știe cum trebuie făcute lucrurile. Eu am studii superioare, eu sunt mai, deștept, eu, mai deșteaptă, eu sunt mai pricepută, eu sunt mai abilă. Totuși aceasta, de, de, de când, ar trebui să ne punem întrebarea, de când nivelul de studii condiționează supunerea soției față de soț? Nicăieri în textul acesta nu vedem așa ceva. Pentru că supunerea soțiilor trebuie să fie exprimată în toate lucrurile. dă voie să te întreb cât de multe din, din, din domeniile vieții voastre sunt controlate, sunt, sunt supuse soțului tău. Există domenii în viața ta în care spui, na, nu, bun, acolo da, acolo se pricepe la mașini, la alte lucruri. acolo da, dar aici nu, aici eu, aici eu fac, ce, ce, cum să o cot eu, așa, așa trebuie făcut. De multe ori în familie există discrepanța aceasta. Adesea aceasta se exprimă anume în felul în care administrezi resursele în familia ta. Există un acord, bărbatul și soția se așează împreună și bărbatul spune, uite, vom face așa și așa, vom împărți lucrurile așa și așa, vom, vom folosi, de exemplu, resurse, banii acestea, timpul nostru, așa și așa. Soția spune da, ok, bun, undeva scrâșnește din dinți, undeva așa, bun. Și după aceea, când soțul nu este acasă sau când soțul nu vede, alege să folosească aceste resurse altfel. Și acesta este un mod în care se poate manifesta nesupunere. Tot așa și noi, fraților, lucrul acesta ne privește și pe, și pe noi. Deși asupra responsabilității noastre vom vedea în mod deosebit data viitoare, dăm voie să te întreb câteva lucruri. Mai ești la postul care, care ți l-a încredințat Dumnezeu? sau l-ai abandonat de mult? E ca și cu, cu, care Adam te asemeni mai mult? Cu primul care și-a abandonat rolul și ca rezultat avem căderea omenirii în păcat? Sau te vei asemena mai mult cu al doilea Adam? Care indiferent de supunere sau nesupunere bisericii, rămâne cap al bisericii. Continuă să-și îndemne în biserica la supunere și să o conducă și să o iubească. Când a fost ultima dată când tu ca și bărbat ai venit cu o inițiativă în familia ta, cu o inițiativă spirituală mai ales, dar nu, nu neapărat doar de, de acest fel. Amintește-ți că nu doar supunerea soției față de soț uh, uh, trebuie să reflecte sau este parte din această imagine a Evangheliei în familie, ci inclusiv și capacitatea ta sau, sau conducerea ta trebuie să reflecte aceeași imagine. Vreau să vă las în final cu... cu... Cu o imagine. Imaginați-vă pur și simplu ce câștig enorm ar fi pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. Dacă, poate nu lumea, dar doar copiii noștri, dacă ar privi la felul în care soțiile se supun soților, la felul în care mama se supune Tatălui, s-ar uita și ar spune, am înțeles, înțeleg cum, cum eu ar trebui să mă supun lui Hristos. Sau invers. Gândiți-vă dacă. Doar copiii noștri, dacă ei s-ar uita la, la tatăl lor și ar spune, uite, mă uit la tatăl meu, mă uit la felul în care el conduce și iubește, o iubește pe soția mea, pe, pe soția sa. Și înțeleg în felul acesta cum Hristos m-a iubit pe mine. Imaginați-vă ce câștig mare ar fi acesta pentru cauza Evangheliei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.